Bun. Se pare că suntem, da, suntem. De aproape 6 ore. Tu faci live live pe site-ul nostru de aproape 6 ore. Este, este o minune ce s-a întâmplat în ziua de -a. Trebuie să ne uităm și noi pe statistici. Până acum, oricum, trebuie să vă mulțumim foarte mult, foarte mult. De în prima zi de lansare, noi am avut peste 1000 de vizitatori. Asta în condițiile în care site-uri celebre, cum ar fi Luju, au mult mai puțin decât noi. Au avut și 8000, dar au avut și 100 de vizitatori. M-am uitat eu pe brat. Dacă ne minte bratul, ne mințim și, și, și noi. Vă mulțumim tare mult că vă uitați la trăzneile pe care le scriem noi. și că, Dacă ai o nouă, fac mare plăcere. Da. Iar astăzi am reușit să facem, uh, să facem un live extraordinar la Coloseum. Tu ai făcut toate știrile de pe, de pe pagină. Eu am comentat. Să vedem cum va fi când va trebui să comentăm împreună la Coloseum cine va face știrile. Ne facem curând. Ne descurcăm. Nu, o să luăm pe Cristi Măciucă, da. o să-i dăm un energizant și niște gel de păr, care are nevoie neapărat, că părul lui este eu, o mare trebuie problemă. trebuie să ca să nu avem concurență, să lăsăm pe el cu gel să fim toți la... Exact, și punem să facă live-uri. Am avut, nu vorbim despre campionatul de sambo, deși hai să spun două vorbe, avem o medalie de bronz și una de argint. Avem, uh, avem pe Mihai Lachiș care a luat uh, argint și eu avem pe Lavinia care a luat bronz și mi îmi pare foarte rău că n-am fost la Moscova, dar am comentat de acasă șase ore de comentariu remote în condițiile în care niciun om cu care am lucrat nu stătea la mai aproape de 50 de kilometri de mine Tehnologia este senzațională, nu? Este doar că, sunt, că devin autist din ce în ce mai tare pe zi ce trece. Se pare că asta va fi viitorul meu. Bine, nu că înainte nu eram autist. O să treacă și perioada asta și o să fie din nou interacțiune umană. Adică e, e, e ok că avem posibilitatea să facem lucrurile astea, dar, nu știu, un comentariu persoană lângă persoană, cu un sunetist simpatic, cum aveam, cum aveam pe vremuri băieții alături de noi, nu, nu se compară cu absolut nimic, este altă energie cu totul și cu totul da, altceva. Și de lângă ring, de lângă da. ring, să stai să te uiți, să te stropească cu transpirație, să nu-ți fie frie, te-a stropit cu transpirație și trebuie să te cureți cu șapte de șervețele dezinfectante și să stai cu spiritul după tine și să fie, nu știu, să fie, o să fie. O să fie, sunt absolut convins că o să fie. Oricum, sunt gala din bine. seara asta, mult mai bună decât se aștepta oricine. Foarte frumoasă, foarte frumoasă. Și în special, uh, meciurile debutanților, uh, băieții cu puțină experiență, felul în care au luptat pe mine m-a impresionat sincer. Am avut, uh, am avut impresia că aveau mult mai multe meciuri uh, sub, uh, sub centura lor. Păi no. uite, hai să luăm uh, main eventul De Căliniuc este campion național de box Este campion de uh, Cum se cheamă? De kempo Nu este chiar un începător, dar meciul sensațional. Senzațional, eu nu știu Eu nu știu cum aș fi dat decizia Și nici nu vreau să mă gândesc la decizii <laughs> Și mie mi-a mi fost greu, sincer Eu, uh, dacă stau să mă, mă gândesc la, la combinații Braț-picior și loviturile alea de genuin Care au intrat lui Ostrovanu Aș fi inclinat un pic să-i dau decizia lui Este kickboxing Că e kickboxing, asta, asta ar fi singurul, singurul motiv, dar în ceea ce privește uh, combinațiile de brațe și forța pe care a arătat-o uh, adversarului, nu știu, a, a fost un meci foarte frumos. Cum ai spus și tu, va trebui să ne uităm din nou că una este atunci când Vezi meciul și îl comentezi sau încerci să-ți notezi ce s-a întâmplat și alta este când efectiv numeri loviturile și, și combinațiile care, care au intrat. Și urmărești cine a ținut centrul ringului, cine a avut mai multă inițiativă, exact. cine a exact. fost, fost foarte, foarte frumos meciul. Într-adevăr, de un nivel mult peste ce am văzut în ultima perioadă în România și ce mă bucură pe mine cel mai tare, mă uitam toți la, la toți băieții ăștia din gală, chiar dacă au fost probleme și au ajuns mai târziu la cântar oficial, au mai fost unii care s-au chinuit să facă categoria toată lumea arăta bine toți erau pregătiți, toți erau ce trebuie, erau, au venit determinați, au venit în formă, s-au bătut bine, matchmaking-ul a fost foarte bun. Mie mi s-a părut foarte că se cu Super League, dacă îți amintești, ce aveam pe Eurosport în, nu mai știu, 2000 și un pic, și chiar avea, a avut o aură de K1 Max, așa, la, nu, nu de finale. Timp. Știi? Se, nu de finală, dar de, de meciurile preliminare așa de chei Și, și meciul lui Adrian Maxim cu, cu Silvionescu. Adrian Maxim a părut un fel de tailandez, așa tot timpul cu zâmbetul pe buze, tot timpul se uita în altă direcție. foarte frumos și, și meciul acela. Mi-a plăcut foarte mult și, și Silvio cât de bine s-a deplasat, ce mobilitate bună a avut și, și felul în care a controlat Adrian Ringu, cum ai spus și tu, cu agresivitate, cum a ținut centru, cum, cum a tăiat Ringu adversarului său ca, tocmai ca să împiedice această, această deplasare laterală foarte bună. Foarte frumos și meciul ăsta. Foarte frumos meciul și foarte bun. Amândoi, eu mă așteptam să fie un meci foarte frumos și a fost un meci frumos. La main event mă așteptam să fie uh, foarte bun. M-a dezamăgit un pic Rayland. Mă așteptam la mai mult din partea lui, având în vedere ce a făcut anul trecut, dar pe de altă parte... Ce s a avut, ce adversar a avut. În special pe, pe final ce, ce combinații furibunde a avut Gabriel Bozan și am văzut că și promotorul Gale Gabi a spus că o să aibă un meci la categoria de 70 de kg pentru titlu în următoarea gală Gabriel Bozan în urma, în urma victoriei a avute. Foarte frumos a luptat. Răilan a și crescut un pic în categorie, dar da. foarte, foarte frumos meciul. S-au bătut foarte bine și Bozan și o spălărie, n-am ce să spun. Adin o să se supăre Alin dacă îi spunem adevărul. Nu, că noi suntem prieteni și îi spunem adevărul. Adin trebuie să mai crească. Adin înainte. Nu este rău deloc. Deloc nu este rău, dar trebuie să mai crească un pic, să se maturizeze un pic și abia atunci va fi ceea ce trebuie. Are talent, are un super antrenor, are genetică bună, e la fel de rău ca Alin. Și răutate, asta voiam să zic. Și lovește foarte tare, foarte tare lovește. Iar adversarul lui, doamne, e o încântare, Sofian. Ce frumos lucrează croșeul ăla de stânga și pe deplasare și pe pași frumoși. A fost om, știi, cred că ar trebui să luăm din nou să ne uităm la toată gala, dar per total mie mi-a plăcut foarte mult. Dar eu am vorbit foarte mult la gala asta, eu sunt un pic în priză, te las pe tine să vorbești mai mult, să mă, să mă odihnești și eu că să-mi iau un strepsit. și să Sincer, din meciul cu, cu Sofian și Adin, eu aș vrea să văd o revanșă. O revanșă pe, pe, pe baza celor doi și pe titlul la 70 de kilograme cu, cu bozan se poate clădi o gală senzațională și am, cred că am și postat pe, pe pagină sau nu, nu mai țin minte exact că astfel de meciuri merită să aibă public. Energia care ar fi putut să fie în sală și felul în care au luptat băieții ăștia doi, mă refer la, la Adin și la, la, la adversarul său, a fost extraordinar. Dacă ar fi avut și o sală plină, care să urle, care să țipe la fiecare lovitură de braț, fiecare combinație sau fiecare uh, lovitură puternică pe care o dădea uh, uh, Adin, ar fi fost altceva. Toată gala ar fi arătat altfel, pentru că a fost echilibrat, cum ai spus și tu, matchmaking-ul a fost extraordinar. Au fost puși luptători care s-au completat foarte bine, care și-au umplut lipsurile celuilalt, și cu, și cu energie din partea publicului ar fi arătat cum, cum nu am mai văzut în ultima vreme. Gândește-te că am avut până și promotor remote în seara asta. Am avut totul remote. Deci Gândește-te, până și promotorul a fost cu remote în seara asta. Unul dintre ring announcer este și el remote, Cosmin da, Cernat, da, că n-a putut cernat. să vină și nu poți să faci ring-announcing remote, oricât, oricât de talentat și de bun ar fi Cosmin, dar uh, Francisca s-a descurcat da, lipsi Cosmin. Mie îmi lipsește Cosmin tot timpul, adică n-am, ce este să spun. Este suntem... o prezență. <laughs> și suntem prieteni de prea mulți ani, dar totul a fost remote în seara asta. Fritz a fost, a fost, foarte, foarte activ și a fost, un fel de, a fost un fel de maestru de ceremonii. Nu prea l-a văzut nimeni, dar și-a făcut treaba impecabil, Fritz, n-am ce să spun. Iar vorbeam cu el și îmi zicea, știi, acum am descoperit că îmi trebuie și mie un costum. Fritie, ca tine, nu s-ar îmbrăca în costum nici bătut, așa că trebuie să vorbim cu dragul în că să vă facem costume, să vă facem, facem și un... pe voi prezentabil, că nu se poate așa. Să facem un training. Poate <laughs> un, face un, un training în formă de costum. Maxim. <laughs> da. no, trebuie, să, trebuie să vă îmbrăcăm pentru că e un pic altfel, știi, dă, o, da. dă un, alt, un alt aspect. Dar Fritz chiar, chiar a muncit mult astăzi și toată lumea a muncit. Astăzi luptătorii, în schimb, au muncit cel mai mult și Neașteptat de bună gala. -aștep mă așteptam să fie. Când m-am uitat pe card, am zis cardul ăsta arată bine, dar mi-era frică. Exact cum era și la UFC, mi-era frică. Dacă ăsta n-a putut să se antreneze, dacă știu. săracul a avut o problemă, dacă n-a avut unde să stea, dacă n-a avut sală, dacă a dorbit în mașină de două săptămâni, că n-avea unde știu eu ce. Dacă are membru de familie care au fost infectați cu COVID și nu se poate concentra la meci, dacă da. știi, dacă are pe cineva în spital. dar Lăsând toate astea deoparte, că tot am vorbit de meciuri, meciul care mie mi-a plăcut cel mai mult și care m-a ținut tot timpul în priză a fost Cosmin Grosu cu, cu Marian Lăpușneanu. Cu, cu, foarte multe turnuri de situație. Când am văzut pe Lăpușneanu numărat prima dată, am zis ok, o să fie o rundă a doua foarte interesantă. Și a fost. Pe urmă bă, a fost numărat și gros. Da, a fost un meci foarte bun și ăsta. Nu știu, pe, pe mine m-a ținut mult în priză, în priză gala asta, poate că și pe prisma faptului că am interacționat în mod direct cu o gală de kickboxing autohtonă după foarte multă vreme, pentru că eu am fost un pic, am, am ocolit fenomenul, n-am mai fost în, în interacțiune directă cu el, dar a ortat foarte bine toți, toți, toți luptătorii. Totul din gala asta a mers strună. Cea. Și acum să vezi că o să lăsăm chaturile libere și pe YouTube și pe Facebook și o să fim înjurați de faptul că ne-a cumpărat uh, Gabi Georgescu ca să-l lăudăm pentru, <laughs> pentru, gala asta și o să ni se spună că nu e adevărat, că de fapt gala nu e bună, că uh, de fapt uh, trebuia să câștige nu știu cine. Nu, no, nu, este... Bine, eu am amuz, sunt convins că avem foarte mulți fani care au apreciat gala asta și sunt convins că cei care se uită cu adevărat la galele astea nu se uită doar pentru mamă ce picior în cap i-a dat, ci oamenii se uită pentru frumusețea sportului și pentru dăruirea. Ce mi-a plăcut mie cel mai mult la gala asta este că nimeni n-a pășit înapoi. A da. fost o determinare pe care n-am mai văzut-o de mult. Cred că oamenii sunt sătui de ce se întâmplă în jur. Le-a ajuns și dau tot ce pot să arate că se poate, că sunt buni, că sunt capabili să meargă mai departe. Eu asta cred că s-a întâmplat și cred că asta va fi în societate în anii următori. Eu am senzația că toată lumea, bine, toți oamenii care au ceva în cap, vor încerca și luptătorii, în ciuda lucrurilor urâte pe care le spuneți voi despre luptători, nu mă refer la tine, că da. luptătorii au ceva în cap și luptătorii au ceva în suflet, au caracter cei mai mulți dintre ei și asta se vede. Iar în seara asta a fost caracter din partea. Uite la, la carduși, care s-a întors după atâta vreme. Toată vreme, Eu nu l-am mai văzut de anul trecut. Și s-a bătut bine. bine. Și, și, și copilul -a care s-a bătut și Darius. Iar o, o, o încăpățânare de, de a arăta ce poate foarte, foarte mare am văzut, am văzut la el. A fost un pic trist că a pierdut, dar fiind serioși, nu, nu a câștigat meciul ăsta, dar are ce să învețe din această experiență. Adică, dacă a putut să lupte așa cu un luptător ca Angel Cardoș, poate să lupte foarte bine cu orice adversar la nivel național, cel puțin. Și da. are nevoie de astfel de experiențe. Dacă ar fi avut un meci ușor, probabil că ar fi luat totul în, în derâdere și nu ar fi văzut o evoluție. Dar știi cum se spune? Că din înfrângeri înveți cel mai mult. Și eu cred exact. că băiatul ăsta, Darius, o să, o să aibă un, un viitor frumos dacă se ține de treabă în continuare și, și este așa de relaxat cum, cum l-am văzut în seara asta. Și să știi că are și un antrenor, un om simpatic la locul lui de treabă, un om care pune suflet în tot ce face, care ea nu prea-i pas așa de ce se întâmplă în jur. El, el o știe pe a lui și știe că atunci când are dreptate, merge până la capăt cu dreptatea lui. Mi-a -mi plăcut tare mult de Sorin. E, a făcut și galele Burebista, era într-o într perioadă, era asociat cu Marius nu mai știu dacă mai, mai sunt asociat sau nu mai de de sunt asociat, o să-i întrebăm, dar nu mai contează cine cu cine e asociat, dar Per total, chiar au fost, au fost, lucruri de văzut. Și stai că vreau să-ți mai spun ceva apropo de, de Darius. A, ah, de Grosu. Grosu cred că este revelația, revelația serii. Exact. exact. El, nimeni nu se aștepta să reziste atât de mult, să lovească atât de tare. A dat o singură lovitură bună și a tăiat picioarele lui Lăpușneanu. A fost, cred că, cred, că, dacă ar fi fost în sală toți gălățenii lui Lăpușneanu, s-ar fi făcut liniște. Da? Era exact momentul ăla de liniște. A, tace toată sală. Iar apoi, te bătaia a casat racu și cum a putut să vină și nu a iertat, a stat să se bată până la capăt. Foarte frumos meciul. Foarte frumos. Mai a fugit, da. Nu știu, și eu sunt așa un pic prins de euforia de în momentului. Încerc să-mi aduc aminte ce s-a întâmplat, dar <laughs> e, e, e un pic dificil. Adică, dacă, dacă am, am fi avut cum să comparăm un lucru. Uite, un lucru trist care s-a întâmplat a fost lovitura sub centură din, din cel de-al doilea meci, lovitura aceea de, de întoarcere de, de picior. Na, s-a întâmplat. Tudoran n-a putut să continue meciul a fost un nou contest. Eu cred că meciul ăsta poate să fie refăcut poate pentru o notă da. Nu știu însă cum ce s-a întâmplat cu Tudoran, că am văzut că a avut nevoie de intervenția medicilor, nu știu dacă s-a recuperat rapid sau sper să nu fie ceva grav. Nu cred că este, că a fost sincer mai mult o talpă din ce am văzut, n-a fost un călcâi în plin, în Depinde în cochilie. A, asta voiam să zic, depinde și ce cochilie a avut. Da. Și cum stătea da. cochilia, că dacă te prinde rama cochiliei, da. e mai rău decât dacă te prinde călcâiul. Da. Dar sper să fie avut -cochilie, o cochilie bună și cu ocazia asta chiar să le amintim sportivilor. Două lucruri trebuie să aveți de foarte bună calitate, proteza și cochilia. Restul, restul se rezolvă, dar proteza și cochilie trebuie să aveți de foarte bună calitate. Da, nu știu, per total chiar a arătat foarte frumos gala și mi se pare, se pare, amuzant, așa știi, că asta a fost o gală remote. Asta o să rămână în istorie. Chiar cred că o să ne bucurăm peste vreo 6-7 ani când povesticul. o să povestim cum s-a lucrat la, la, gala asta. Eu eram înainte la comentat la Moscova, am trecut imediat aici, a fost așa, știi, bum, e că am studio acasă. Știi? Se poate face. Ai rămas fără cameră de pentru o de secundă. Și eu te-am pierdut pe tine. Gata. A, a, că am căzut. Apropo de remote, tehnicii noștri nu se descurcă foarte bine astăzi. Pentru că am încercat să facem live pe Facebook și n-am reușit. Azi am fost doi incompetenți, eram prea obosiți, cred, ca să Ne-am de râs. Nu am vrut să facem live pe Facebook, Asta am, vrut, am plănuit să facem pe Skype și să-l încărcăm ulterior. Hai pe să spunem adevărul, că nu contează, că oricum suntem simpatici și cu, și cu Skype. Da. Am încercat să facem live pe Facebook și să facem cu invitați și să setăm tot echipamentul și să vină și dintr-o parte și din alta și eu la cât de obosit sunt că eu sunt de vină, am fost total incapabil să fac un live pe Facebook. Data viitoare o să facem live cu Vmix care o să intre direct în, în, Facebook, o să facem cu un key. Am, idee cum, dar dura vreo oră, dura vreo oră plus până când reușeam să facem acest lucru, așa că am înregistrat pe Skype și le încărcăm, și încărcăm clipul peste tot că este soluția, soluția ideală. Ce nu ne-a plăcut la gala asta? Nu știu. Mie mi-a plăcut tot. Mie nu mi-a plăcut că lipsa publicului. N-am avut public. Bine asta era o cală. Da. Aici nici n-am fi avut cum. Păi asta spunea și eu. Dacă am fi avut public la anumite meciuri și la knockout-ul pe, pe, cu lovitura aceea din săritură de genunchi pe care a dat-o Adrian Baciu, dacă am fi avut public, cred că prima dată ar fi fost o liniște din aia mormântală și, urmă și ar fi dat lumea să ce mai s-a întâmplat. Sincer. Adică, foarte spectaculos și meciul ăla. Au fost, au fost meciuri care, care pe mine cel puțin m-au încărcat cu foarte multă energie. De asta spun că nu știu cum ar fi fost sala dacă ar fi fost și public acolo și cum ar fi fost luptătorii dacă ar fi avut și public. Pentru că s-a văzut pe fiecare dintre cei care au fost în ring foamea aceea, o, o, pofta, bucuria de a fi din nou în ring, de a putea să să arate oamenilor ce știu, de a-și de, de a câștiga pâinea, pentru că oamenii din astea sunt plătiți. Și dacă ar fi avut și public, cred că ar fi fost și mai spectaculos. Ar fi luptat și mai bine unii dintre ei. Cu siguranță, pentru că mai, mai bine. Mie mi se pare că toată lumea a dat, a dat maxim. Nu știu ce ar ce ai putea să te aștepți mai mult la, la sportiv în seara asta. Deci chiar, chiar Poate că ar fi fost un pic mai în formă, poate că era un pic mai rapid, poate că erau 10 lovituri în plus pe rundă. Știu și eu, nu știu, poate că ar fi fost lucruri de genul ăsta, dar, per total, gala arăta foarte bine. Și am senzația că aici aici cred că este marele secret. Eu am senzația că promotorii români ar trebui să, să, să fie foarte atenți la categoriile astea, în jur de 70 de kg. 70 până în 80, un pic sub 70, fiindcă aici sunt cei mai mulți luptători. Fizic românii cam aici sunt. E foarte ușor să găsești trei grei și să faci un meci cu grei, să auzi bum, bum, bum la fiecare lovitură, dar ai 10 grei în România, dintre care doi sunt accidentați, și asta e problema. Nu, nu, Românii nu sunt mari, nu sunt uriași. Românii sunt în categoria asta, dar, slavă Domnului, am avut români foarte buni în categoria asta. Plus că uite-te cum arată fizic. Băieții ăștia erau impecabili. Mă uitam la mă uitam la Maxim, care n-a mai luptat de ceva vreme. Arăta bine. La Pășneanu, bine fizic, da. care a avut niște probleme cu, cu greutatea, care a avut și, și în trecut niște probleme de genul ăsta. Arăta bine că n-a putut să mai dea câteva grame sau cât a mai fost acolo. Asta este, să ne gândim ce mănâncă oamenii în ziua de asta, să, mănânc, să ne gândim cât de greu a fost anul ăsta, să ne gândim... Și în ce context, da. Da, și cum faci slăbirea. Da, o să facă la anul, cu siguranță. Anul ăsta eu pot să iert pe oricine nu face categoria. Zău că pot să ier. Niciodată n-am, fost tolerant la lucrul ăsta. Pentru că ăsta e războiul pe care îl are fiecare în parte și pe care poți să-l duci și că nu te bați cu nimeni altcineva. Dar anul păi. ăsta sunt tolerant. Anul ăsta sunt tolerant cu cei care fac greșeli foarte mari. Pentru că nu poți să știi ce e în sufletul omului la care se bate care se bate în continuă, care se bate în gală și nu știu, mă bucur foarte mult că ai ieșit bine, mai ales că Gabi era și foarte speriat zilele trecute, zicea că era mai gata să nu facă gala, când a văzut că totul este remote, știi, era așa un pic, hmm, să fac, să nu fac, ce mă fac, dar cum mă fac și uite că a putut să facă și uite că a reușit să o ducă la, la capăt și a ieșit o gală, o gală bună. Nu știu cum, cum a mers la noi pe site, probabil senzațional ca de obicei. Da, nu. <laughs> O să, o să vedem, în special pe pagina de, de Facebook, am văzut că ne și apropiem de, de 3000 de, de followeri, ceea ce este ok, că pagina a crescut foarte, foarte mult în ultima vreme și mă bucur că personal mă uit cine comentează, cine dă share, cine, uh, cine dă like paginii și văd foarte multe fețe noi. Și asta mă bucură da. nespus, asta înseamnă că munca și efortul nostru sunt apreciate și că există oameni care se bucură de, de sporturile de contact și de arte marțiale. Și asta îmi dă energie, am, am și făcut o postare pe, pe profilul meu că atunci când faci ceea ce îți place, nu mai contează cât este ceasul, nu mai contează cât de obosit ești, că ți-e foame, că ți-e sete, e, e bine. Și ne bucurăm foarte mult că avem oameni de calitate alături de noi, că am făcut o comunitate cum spunem și în podcastul nostru. Și o -o Și la 5.000, la 5.000 pregătim da. un concurs. Și atenție, noi nu suntem niște oameni bogați, noi nu avem în spate companii cu milioane de euro și cu toate astea, noi nu o să vă dăm cadou pentru cei care vor câștiga concursul, noi nu o să vă dăm cadou o șapcă sau un tricou, noi nu o să vă dăm cadou un pix. O să găsim noi cumva că acel cadou la 5.000 de oameni pe Facebook să aibă cu adevărat valoare. Și să aibă valoare și ca experiență de viață, și să aibă și valoare sentimentală, și să aibă și valoare ca ca obiect. Adică nu vom da cadouri mizerii. Vă promitem din suflet. Fiindcă nouă nu ne-ar plăcea să primim cadouri mizerii. Mie da. nu da. ar plăcea să primesc un pix care să-mi spună cineva felicitări ești câștigătorul unui concurs. Nu, 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 contează și gestul, dar contează și cadou. Și cum nouă ne plac lucrurile frumoase, vă promitem că o să fie un cadou. Ne gândim, găsim o soluție, dar vă promitem că va fi un cadou cu adevărat valoros care să și cu încărcătură sentimentală așa cum suntem noi mai săraci. Că știi, oamenii săraci fac întotdeauna cadouri Gestele cele mai frumos. frumoase, da. fiindcă nu sunt niciodată zgârciți. Știi? E? Și facem, facem neapărat un concurs la 5.000, facem un concurs frumos și uh, vă garantăm că o să vă placă ceea ce, ceea ce... Fiindcă și noi o să fim fericiți pentru cel care câștigă. Știu că pare ciudat, dar chiar, dar chiar o să fim fericiți pentru, pentru lucrul ăsta. Și vă uh, vreau să mai zic ceva. A, ah, apropo de cei care ne urmăresc. Uite, astăzi, de exemplu, am descoperit că avem un nou prieten și anume model din rechită. Da, care ne urmărește pe toți. El este unul dintre fanii de pe de pe Facebook și cred că trebuie să-l uh, trebuie să-l uh să vorbim un pic despre el, fiindcă pe mine m-a urmărit la Sambo, după care s-a uitat la meciul lui Andrei Stoica, după care s-a uitat la Coloseu și acum îmi scria, a scria din nou pe Facebook. Nu l-am văzut în viața mea pe băiatul ăsta. nu știu cine este, dar vorbesc cu el o grămadă de lucruri și se pare foarte simpatic. Și sunt, sunt mulți care sunt în această categorie și pe care nu i-am văzut niciodată. Asta e partea cu adevărat frumoasă a internetului. Și chiar și stăteam atent și trebuia să comentez și așa, Trebuia să mai răspund și omului la întrebări, că te întreba niște lucruri. Mai ales că mi-a spus că se plictisește la samo, și am zis pentru că nu te-ai uitat cu atenție. uite te să vezi ce frumos este. Da, trebuie să, trebuie să fii atent la, la, sporturile la care nu, nu te pricep foarte bine. Spre exemplu, sambo este un sport nou pentru foarte multă lume, dacă nu, dacă nu știi regulile. Da. La bine, noi... În principiu, sunt cam aceleași lucruri, numai echipamentul e ușor diferit Na, nu știu. La noi, ca să zic așa, și fotbalul este un sport nou Da, pentru foarte multă lume, pentru prea multă lume, sincer Dar totuși toată lumea știe tot Evident, evident, da. evident. Iar, Dar cei care se uită la sporturi de luptă, uite și asta mi se pare interesant Cei care se uită la sporturi de luptă chiar au idee la ce se uită De multă vreme și se pare că Ideea aceea pe care am auzit-o eu în urmă cu foarte multă vreme la Eurosport și anume că publicul este așa cum știi să ți-l selectezi, e corectă. Și anume, așa cum, așa cum au fost învățați oamenii să se uite la lucruri, să se bucure de anumite lucruri, așa sunt. Evident, ai și foarte mulți care vor să parieze sau vor să uite la, la ceva anume, fiecare se uită. Eu mă bucur pentru bucuria oamenilor în general, nu contează dacă e și bucuria mea, bucuria lor, că nu are sens să mă gândesc așa. Ei sunt, om, tu ești tu, eu sunt eu, sunt oameni diferiți, ne bucurăm de lucruri diferite, dar sunt foarte mulți oameni care știu ce vorbe și asta vorbeam și cu, um, și cu Paul Goicov de la, de la Knockout care îmi spunea că uite că de la recenziile pe care, care au fost la, la, voi și așa au venit oameni care au început să mă întrebe, auzi, dar să-mi iau mânușile astea sau să-mi iau mânușile alea, dar spuma pe care ai pus-o noastră e diferită de spuma din celelalte mânuși, că eu m-am uitat la review și am văzut comparat, Cine, un om care își cumpără mânuși de 200 de lei, cam cât costau mânușile respective și s-a uitat la două review-uri la mânușile respective ca să știe exact ce își cumpără, nu este un om zgârcit. Este un om care știe exact ce vrea să cumpere și este un om deștept. Și mă bucur foarte, foarte tare că suntem înconjurați de oameni de genul ăsta. Și uite că oamenii au nevoie de aceste informații și cineva trebuie să le ofere, cum a fost apropo de, de spumă și protecția din mânuși, cum a fost la Joe Rogan Experience, când au comparat mănușile făcute de Trevor Whitman cu mănușile care sunt în EFC cu spuma, cum, cum absorbe impactul când au dat drumul acelei bile pe, da? pe spuma respectivă contează foarte mult. Apropo ce spuneam de proteză și de, de cochilie, contează și mănușile. Adică să nu ne înțelegeți greșit că o mănușă foarte bună, cum ai dat tu exemplu când am avut podcastul despre mănușile de box, uh, a, ales sunt din alt film față de uh, niște mănuși entry-level, să le spunem, pe care dai 60 de ron și... Lei să, să faci și care live te pe ține Facebook. de 60 de ron Exact, și te protejează de 60 de ron Și uh, cum am pățit pe vremuri când eram la Lia Manoliu la antrenament Și nu mai știu cine uh, A avut o, o mănușă din, din aia crestată Nu, 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 nu Nu mai știu, ori, ori Paul, ori Tălpeanu Am avut o, o mănușă din aia crestată Și când uh, mi-a intrat un croșeu sub ochi, m-a tăiat instant dar dacă ar fi fost o mănușă normală, Mihai. n avea nicio problemă. Mihai avea, Mihai. da. Mihai avea, da. Mihai aici. avea. Mihai -am am avea. Mănușile la roșii de la care tot să Na, exact. Asta zic, mănușile contează. Apropo, la Coloseum, tu n-ai testat mănușile de la Knockout, de la mm. care sunt folosite la Coloseum. Trebuie mm. să vorbim cu, cu Gabi sau cu Paul să-ți și ție. Mânuși să vezi. Eu am o singură pereche, aveam și roșii și albastre. Mi-a furat Cătălina perechea roșii. Ar trebui să-i fie rușine când am filmat tot pentru Coloseu. a zis că vrea și ea să aibă pereche de mână. Și ok, i Să știi că sunt foarte bune mânășile. Uh -huh, uh -huh. Sunt foarte bune. Sunt exact ce trebuie, protejează bine închietura, sunt, uh, sunt grele jos ca să nu-ți cadă uh -huh. mâinile, sunt așezate cum trebuie. Trebuie, trebuie să, trebuie să trebuie și tu să testezi, să vezi că sunt Plus că mi-e place foarte tare că sunt roșu, galben și albastru. Uh -huh. Dacă da, 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 da. poate da. 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 Sunt, Am văzut, am văzut. Sunt mici care arată da. bine. Mă de acolo sunt, sunt Hai să zicem, te bați într-o promoție, îți va da promotorul promoției respective dar proteze și cochilie. Trebuie da. să ai grijă și să-ți cumperi. Trebuie să ai grijă neapărat. Și pe astea sunt mici detalii care contează foarte mult. Uite, apropo de ce spuneai tu de Rogan și de, și de Trevor, și de nou a zis că vrea mănușile lui Trevor marea problema este că sunt niște drepturi contractuale, cu o poveste, nu știu. Așa e da. când ai o corporație. Eu îți garantez că dacă UFC-ul era în perioada de glorie în care se bătea Tito Ortiz la Trump Tower în, uh, la 9/11 sau când s-au Problema era rezolvată, da. era rezolvată deja. Da. Vai ce, ce gala a fost aia cu Tito la 9/11 la Trump Tower? Fa Apropo de, apropo de, momente șocante, uite, asta e un articol pe care trebuie să-l facem. Despre cum au reușit ei să facă o gală când nimeni nu voia să iasă din casă. A, și atunci a fost și, și meciul lui Don Fry în, în, Japonia, când, când a intrat cu tricol, acela cu terrorism sax și se ținea numai, nu mai știu cum îl cheamă pe, pe japonezul cu care a luptat. Se ținea de a famă se întâmpla. Da, ceva, ceva cu da. Se țineau de ceafă și își dădeau reciproc pomni. Mult, multă vreme, da. Da, a fost o perioadă interesantă. Au fost multe gale dar putem să facem și o, și o secțiune de vintage collection, cum, cum aveam mm -hmm. pe vremea când comentam wrestling-ul. Ar trebui, ar trebui să facem și da, avem tot timpul, pentru că idei multe sunt. Eu zic să mergem și noi să dormim, să-i lăsăm da. și pe fani să doarmă, da. pentru că este relativ târziu, iar când vor vedea ei acest podcast probabil că va fi și mai târziu, oricum îl vor vedea mâine dimineață și vor fi mult mai încântați când da. îl facem și cu articol, că acum îl punem, îl punem pe... Mă rog, o să vedem pe ce îl punem, dar o să-l găsiți, adică noi nu știm Acum când o să-l să vedeți, o să știți cu siguranță că ne am hotărât pe ce l-am încărcat. Articolul mare îl facem mâine, nu îl facem în seara asta. Da da. da. Ne odihnim și noi și lăsăm oamenii da, da, da. să se bucure de, de postările pe care le-am pus pe Facebook, să-și dea cu părerea și mâine venim și cu părerea noastră în articolul mare. Da da. da. Așa. Yeah. Face. Hai, fugi yes. la somn, ne auzim, avem grijă. E cel mai scurt podcast, doar 29 de minute și 5 secunde. Asta pentru că suntem obosiți, ca altfel. Ca altfel mai așteptam vreo două <laughs> ori. Bine, Da, auzim. Ne Aveți grijă. Pa, pa. Era bună.